Bună seara, doamnelor și domnilor. Continuă spectacolul dezvăluirilor la punctul lui culminant. La punctul culminant, mă scuzați, vecina lui Donald Trump vine în această seară în studioul România TV. Ce a aflat românca de succes a Americii de la președintele Trump și care este adevărul despre ceea ce se întâmplă acum în America? Vorbim evident și despre noua pandemie și despre ce ni se pregătește în următoarele luni. Impunerea noii ordini mondiale în Europa și în România. Acesta este planul. Vorbim evident despre resetarea sexuală și resetarea modului de a mânca al oamenilor. Doctorul Ciuhodaru și teologul Guia, confruntarea serii în această seară la punctul culminant. Vă prezint și documentarul care demască miza exploziei prețurilor. Umflarea prețurilor și a tarifelor este o parte a planului resetării globale. Iar PSD s-a trezit, sau cel puțin așa pare, și blochează tot, forțând reglementarea prețurilor în domeniul energiei. Care este ordinul primit de propaganda frigului și a beznei, veți afla tot în această seară, când vorbim și de nedorita, dar atât de așteptată invazia chinezilor în Taiwan, care pare să arunce totul în aer. Miză uriașă, domnilor și domnilor, chipurile armamentului, telefoanelor și mașinilor noastre. Aceasta este marea bătălie, de fapt, pentru controlul lumii și criza din Taiwan ia amploare, domnilor și domnilor. Peste ocean, noi probleme, America a ajuns să-și vândă din rezervele de petrol. Vom difuza în această seară și înregistrări uluitoare, șocante, dezgustătoare, aș putea spune, cu președintele Ucrainei și cu nevastă sa. Ce face familia prezidențială în timp ce poporul e atacat și tocat bucată cu bucată de ruși? Și un lider PNL, așa cum ieșea de bine, la masă cu interlopii, fotografii explozive. Nu în ultimul rând, Rareș Bogdan, eternul number one, a mai comis un chef de senzație. Ce a pregătit soției, domnilor și domnilor? Și în domeniul medical ne întoarcem și vorbim despre fenomenul complicațiilor la câteva luni după COVID-ul în forme ușoare. Ce li se întâmplă celor care au trecut prin boală fără mari daune? Veți afla tot la punctul culminant. Nu în ultimul rând, revine în atenție subiectul sindromului morților subite, care începe să ia amploare și în România. Veți vedea povestea tragică a tânărului avocat care a murit în vacanță în Grecia. Și nu în ultimul rând, o nouă isterie în farmacii, de această dată pentru injecția de slăbire. Dacă vaccinul anticovid a fost refuzat, e bătaie pe injecția care te slăbește cu 20 de kilograme. Veți vedea despre ce este vorba. Până atunci, dați-mi voi să vă prezint invitații, să vă mulțumesc că stați alături de mine și să trecem la treabă. În studio, analistul economic Ilie Șerbănescu. Bună seara, domnul Șerbănescu. Bună seara. Venit și mulțumesc că sunteți cu noi. Sociologul Vladimir Ionaș. Bună, bună seara. Mulțumesc. De asemenea, o salut pe Norica Nicolae. Ai fost senator și fost europarlamentar. Să rămână, Norica. Bună seara, Victor. Bună seara, invitațiilor. Îl salut și pe Daniel Savu. De asemenea, a fost senator și fost ofițer de informații. Vă salut, domnul Savu. Mulțumesc. Bună seara, împreună cu noi. Nu în ultimul rând, teologul Valentin Guia. Bună seara, Vali. Mulțumesc că ești cu noi. Și Doamne ajută, de medic... la Cluj-Napoca. Și medicul urgentist Tudor Ciuhodaru, europarlamentar român în viață. Bună seara, domnul doctor, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, neuroparlamentar, domnul Ciuhodaru. Neuroparlamentarul, supranumit Pupu de la UPU, unul dintre cele mai populare personaje din medicina și politica românească, acestea fiind spuse, breaking news. Ce ne pregătesc mai marii planetei pentru a impune deja celebra nouă ordine mondială, dar și care este noua pandemie despre care vorbește președintele Biden, știe colegul meu Dragoș Bistriceanu. Bună seara, Dragoș! Bună seara, Victor! Mai marii lumii s-au obișnuit să le mențină într-o stare de panică. Asta se întâmplă deja de ani de zile. Să distrugă economii, să distrugă familii cu măsurile pe care le au, cu deciziile care se iau la cel mai înalt nivel. Probabil că asta face parte din rețeta lor, să creeze omul nou, obedient, că atunci când un popor este sub frică, este mai predispus să urmeze anumite ordine. Și cam asta s-a și întâmplat, ați văzut, inclusiv în pandemie. Ne pregătim de această nouă pandemie, apropo de ce vă spuneam mai devreme, la nici 17.000 de cazuri. Știm deja că s-a declarat urgență la nivel mondial, urgență după apariția variolei maimuței, dar sunt 17.000 de cazuri pe întreaga planetă, doamnelor, domnilor. 17.000 de cazuri, asta este marea urgență pentru care au decretat urgență majoră la nivel mondial și mai ales că vorbim despre o boală care apare atunci când se întrețin relații sexuale între bărbați și bărbați, cam așa sunt cei mai mulți dintre pacienți diagnosticați. Este o urgență practic stabilită de șeful de la OMS,
pentru că în realitate specialiștii s-au opus, au zis că nu este cazul. Și aici vreau să ajungem, Victor, apropo de frică, apropo de ceea ce ni se pregătește. Probabil că asta și-a dorit, asta și-a dorit propaganda, asta și-a dorit chiar președintele Joe Biden, pentru că spunea Biden în urmă cu o lună că au nevoie de mai mulți bani pentru a pregăti următoarea pandemie, noua pandemie care bate la ușă. Sunt declarațiile lui Joe Biden. Propaganda abia așteaptă și spune acum că trebuie să ne luăm măsuri de precauție, trebuie să avem grijă. Vorbesc despre acest vaccin care tocmai a fost aprobat. Cu asta se ocupă de ceva timp elitele mondiale, probabil, repet, este vorba despre frică, despre a crea cumva omul nou și obedient și în asta ne îndreptăm încetul cu încetul de ani de zile. Mulțumesc mult, Dragoș. Norica Nicolae, care e interesul generării unei astfel de spaime? În ciclu nu avem o pandemie, dar o confecționăm. În spatele acestei spaime, unii fac averi, pentru că dacă în prima pandemie industria farma și-a revenit, a câștigat fabulos, acum pe război câștigă și industria americană, industria resurselor, industria petrolului, banii și puterea unor oameni care n-au nimic de a face cu cei pe care îi conduc. Este pentru prima oară când eu văd o sfidare oribilă în numele democrației a oricărui individ care trăiește pe această planetă. Sigur, nu din partea tuturor liderilor, dar cei care promovează acest tip de abordare și acest tip de gândire și o promovează de o manieră nazistă, pentru că, apropo de panică, să ne amintim ce spunea Goebbels la procesul de la Nuremberg, când declara că panica și frica au fost singurul argument și singura modalitate de a ține poporul german în mână să nu se revolte la atrocitățile lui Hitler. Au învățat foarte bine aceste precepte și le utilizează. E, cred că împotriva lor trebuie să ne mobilizăm toți, care cum, fiecare cum poate, cu vorbele, cu faptele, pentru că, de fapt, este o decădere extraordinară a umanității, pe care nu o putem tolera, pentru că avem cât de cât o responsabilitate pentru generațiile care vin. Domnul Ciocodaru, dacă tot își doreau să inventeze o nouă pandemie, deși, repet, mintea mea de om încă întreg la cap, indică faptul că, în general, știința ar trebui folosită la prevenirea sau eventual tratarea bolilor, nu la inventarea lor. Da, mă rog, pare că s-a schimbat ceva în existența omenirii. De ce nu și-au ales alta mai convingătoare? Că 17.000 la nivelul întregii omenirii și mă refer la nivelul întregii omenirii și mă refer aici la variola maimuței și asta oarecum vindecabilă prin vaccinurile care am înțeles că s-au aprobat, pare să nu fie atât de răsunătoare și atât de sperietoare pe cât sau poate au alta pregătită și cu asta doar ne încearcă. Domnul Ciucacu, când au declarat variola maimuții de urgență internațională de sănătate publică, oamenii aceștia și-au pus bomboana pe coliba credibilității, ultima bomboană. Pentru că vă dați seama că pentru o boală care este cunoscută de peste 50 de ani, nu foarte contagioasă, nu foarte severă din punct de vedere clinic, pentru care există și tratamente, există și vaccin, și mai e un lucru extrem de important, până și comitetul director de acolo s-a opus unei astfel de măsuri, vă dați seama că mâine, poi mâine mai aflăm că mai apare ceva, dar oricum nu mai crede nimeni. Iar ceea ce este clar în momentul de față, după această pandemie, este că această credibilitate, inclusiv a instituțiilor sanitare, este undeva pe la nivelul mării moarte, adică vreo 400 de metri sub nivelul mării. Pentru că astfel de afirmații nu cred că niciun caz încrederea oamenilor și ferească se poate întâmpla ca la un moment dat chiar să apară o urgență de sănătate publică internațională, dar în momentul respectiv chiar nimeni nu va mai reacționa. Nu va fi ca aia cu drobul de sare? Că, în definitiv, dacă vine aia nasoala, lumea o să zică, hai bă, că am mai avut nu știu câte în ultimii 2 ani de zile, trecem și peste asta, fără să ne stresăm? Băi, da, dar uitați-vă și dumneavoastră că s-a încercat chiar în luna mai modificarea acelui tratat internațional de sănătate. Se preconiza instituirea acelui tratat pandemic al Organizației Mondiale a Sănătății, un fel de Constituție OMS, în care directorul Organizației Mondiale a Sănătății poate să declare oricând o urgență de sănătate publică. Nu a trecut în mai. Iar deocamdată, conform criteriilor, apropo de ceea ce ar fi trebuit declarat sau nu, o urgență de sănătate publică și citesc chiar din tratat de interes internațional este definită ca un eveniment, atenție domnul Ciutacu, extraordinar, care este determinat să constituie un risc pentru sănătatea publică pentru alte state.
prin răspândire internațională a bolii și să necesite un potențial, un răspuns internațional coordonat. Păi poate mă lămuri și dumneavoastră de cele 17.000 de cazuri cu afecțiunea cărei evoluție se cunoaște. Răspândită cei drept în rândul anumite minorități sexuale, dar ar trebui să fie declarat așa ceva. Astfel de lucruri nu crească niciun caz credibilitatea și când vorbim despre o boală autolimitată, care e de adevăr cu febră, cu erupție, cu toate celelalte, dar cu o mortalitate redusă și care poate evolua sever la anumite forme clinice, la anumite categorii de pacienți și care este centrată pe anumită comunitate, dacă vreți, cu obiceiuri sexuale, pentru că lucrurile acestea trebuiau să aibă o altă abordare. Putem să urmărim, putem să oferim tratament, putem să oferim ce vreți dumneavoastră, dar de aici până a declara această urgență de sănătate publică internațională e un pas foarte lung. Și domnul Ciutacu, știți foarte bine că eu am votat împotriva pașaportului verde digital și împotriva prelungirii lui, pentru că nu există nicio logică medicală sau epidemiologică într-un astfel de demers. Adică ai vaccinați care se pot infecta, care pot transmite boala, care pot fi și neimunizați. Dar uitați-vă și dumneavoastră îngrijorarea Organizației Mondiale a Sănătății apropo de discriminare. Dacă vorbim despre pacienții cu variola maimuții, toată lumea este îngrijorată să nu-i discriminăm. E normal, niciun pacient nu ar trebui să fie discriminat. Dar dacă vorbim despre oameni care sunt perfect sănătoși și vorbesc aici care pot fi și nevaccinați, discriminarea e permisă, este bună, nu se întâmplă absolut nimic și oamenilor s-a interzis inclusiv accesul în spitale, dacă mai țineți minte, dacă nu sunt vaccinați. Țin minte foarte bine seria lungă de abuzuri pentru care încă n-a plătit nimeni, domnule doctor. Păi, în aceste condiții nu credeți că ar fi momentul să tragem mine și mai este un lucru care dacă ne uităm în toată viața publică. Dacă nu mai ai credibilitate, te cam duci acasă. Ca politician te cam duci acasă. Ei, uite, ăștia nu. Domnul tocmai s-a reales, ăla care a decis singur că e urgență medicală majoră la nivelul omenirii. Dar schimbăm un pic registru, nu însă foarte tare, și discutăm despre cea mai gravă criză economică mondială a ultimului secol, care a lovit lumea în plin război, un război al cărui sfârșit nimeni nu-l știe. E bine, criza asta pare că este folosită din plin de mai mari păpușari ai planetei pentru a impune deja celebra nouă ordine mondială. Unele guverne au fost deja răsturnate prin așa zisă putere a poporului, împinsă însă de la spate de cei care fac să se învârtă roțile lumii prin șantajul banilor. Prețurile prea mari pentru ca muritorii de rând să-și mai poată permite chiar și produsele de bază pare o mutare într-un joc bine gândit pentru ca lumea să se așeze într-o nouă configurație. Totul însă bine camuflat aparent de un război care provoacă tumult în toate colțurile lumii și zguduie chiar și cele mai îndepărtate și puternice economii ale lumii. Here's a guy from the Biden administration and he's going to tell you that you're going to have to keep paying gas prices. High gas prices forever. Why? Because a new world liberal. What do you think I'm kidding? Sustainable. What do you say to those families who say, listen, we can't afford to pay $4.85 a gallon for months, if not years. This is just not sustainable. Well, what you heard from the president today was a clear articulation of the stakes. This is about the future of the liberal world order, and we have to stand firm. This is about the future of the liberal world order. And we have to stand firm. So what? I thought conspiracy theorists were the people who said that there's a new world order. This term liberal world order, I haven't heard this term pop up a lot, even though I know I've heard it the same thing referred to by different terms. Did they just come up with that? Like that's coming from the Biden administration. Yeah, and that's feeding right in the things that conspiracy theorists have been saying since, I don't know, 1990. I've been hearing people say that kind of stuff. They about the one, wild. And he just said it. And the other thing that he said was that you're just going to have to take it. We're going to have to stand firm, and you're going to have to pay these high gas prices for what? Do we really think Putin is going to take over Europe? Do we really think that, or do we know that this Ukraine NATO expansion is what provoked this invasion?
and the coup we instituted in Ukraine in 2014 to overthrow a democratically elected government that was friendly to Russia, and we installed a puppet regime with Nazis that are hostile to Russia. That's what started all that. Russia is not going to take over Europe. That's not happening. The United States has been funding and arming a proxy war in eastern Ukraine since 2014. And that's why this happened. They'll never tell you that. Joe Biden's not deciding to go to war in Ukraine. The people who control him are. Odată cu războiul din Ucraina și cu altele care amenință lumea, nu este de mirare că cea mai scumpă monedă de schimb în aceste vremuri pare a fi carburantul de orice fel. În cele mai sărace țări ale lumii, în Europa sau chiar în marea putere a lumii, America, prețurile carburanților fac, se pare, noua lege sau o schimbă pe cea veche. Domnul Șerbănescu, lăsați-mă să ghicesc răspunsul dumneavoastră. Noua ordine mondială, indiferent cine va fi părintele ei, bogații vor fi și mai bogați, iar săracii vor fi și mai săraci. Asta a fost de când lumea. Și continuăm nu să trăim în minciuna asta? Nu e o invenție a zilor noastre. Păi, și nu puteau face singura, pe care mai pașnică? Dați voie să vă spun. Vă rog. Singura chestiune care diferențiază colonialismul actual, că îl numim imperialist sau... Eu zic că colonialismul e cel mai nimerit. De altele anterioare, este impertinența acestui colonialism care face totul în numele democrației. Celelalte colonialisme au făcut-o. Dom'le, noi suntem superiori rasial sau economic și n-au făcut un cum să spun... Adică au făcut o diferențiere tocmai din asta, iar colonialismul sovietic a fost foarte clar făcut în numele dictaturii proletariatului. Numai actualul colonialism vine cu această poveste că e numele democrației. Părerea mea, ca să trec la subiectul pe care dumneavoastră l-ați ridicat, este următoarea. Nu vom mai avea o ordine mondială, că e liberală, că e americană, nu mai va fi una singură. Vor fi mai multe? Vor fi mai multe. Am văzut că fiecare își asumă paternitatea câte. Cel puțin trei. Păi una americanilor? Una americanilor, care va fi și pe la noi pe aici, nu știu dacă, dar așa pare. Alta va fi cea chinezească, care va fi la ei. Probabil și cu Taiwanul, că nu, oamenii nu se încurcă, înțelegeți? Și Rusia va avea și ea teritoriul pe care își va exercita ordinea așa cum o vede Putin și despre care a și vorbit. Cine crede că va fi una singură, o singură nouă ordine, se înșală. Nu se poate. Problema este că nu va fi o lume bipolară, cum a fost în perioada postbelică, și pe care noi am cunoscut-o și care a durat probabil până acum 30 de ani, și nu va mai fi, pentru că a apărut China și China nu se joacă. Și în foarte multe domenii, inclusiv, nu mai vorbesc de cel demografic, unde este... E numărul 1, e copleșitoare, are avantaje și tehnologice, care le-a răpit în foarte multe domenii aturile americane. Asta este disperarea americană.
să fie foarte, foarte, foarte clar acest lucru. Păi, numai de ce, că de în momentul când sunt trei, domnul... De ce ne vând mascarada asta din Ucraina, domnule Șerbonescu? În urma căreia totuși mor oameni să distrug așezări omenești, poți dă poveste democratică. Cei care ghidonează aceste lucruri, credeți că interesează oamenii? Eu nu cred. Eu sunt convins că nu. Păi nu, se și vede că nu interesează, așa că eu vreau doar să vă spun că în măsura în care vor fi trei, deci nu doi, da, deci nu unu, vor fi trei, e foarte complicat. Și noi aplicăm între scaune? E o zicală, o zicere franțuzească care se numește mariage à trois. Mariajul acum pe neomarxism. Pe... Acum e mariaj. E pe mariaj, da, direct. De ce nu mai lăsa? Corect, nu e mai așa? Pe... Asta cu menajerea e veche. Da, așa? Demodat. Lucrurile sunt foarte greu de ghidonat și de gestionat. Fiecare din ăștia trei își va încerca să se impună și va fi foarte complicat pentru fiecare din ei. Nu iar mai spun să... cât de complicat va fi printre alții și pentru noi. Noi iar o să jucăm rolul fraierului din bancul cu orgia sexuală care l-am dat exasperat, suntem... zice, mai aprindeți lumină? Oricum suntem fraieri de mult, așa că ce să mai... Atunci nu știu ce ne mai facem speranță. Breaking news. În toată această vâltoare mondială, domnilor și domnilor, nu o să vă vină să credeți, a înviat Partidul Social Democrat, care insistă și cere reluarea discuțiilor în coaliția de guvernare, din care de altfel face parte, pe tema reglementării prețurilor la gaze și energie pe o perioadă limitată. Mai multe detalii are colega mea, Cristina Șinca. Bună seara, Cristina! Bună seara ție, bună seara doamnelor și domnilor. Când toată lumea este în concediu relaxată, cei de la putere cât de cât, iată că PSD-ul pune piciorul în prag și vrea să puncteze și mai mult, disperați că vor pierde electoral. Și atunci, în PSD se caută soluții pentru ca ei să fie cei mai importanți și atunci cer clar să se găsească o soluție, având în vedere că realizează în această perioadă, probabil au și cifrele necesare, că nu vor mai fi bani la un moment dat, și asta vine din ce în ce mai aproape termenul limită, să compenseze facturile pentru oamenii simpli, pentru electoratul Partidului Social Democrat. Presiunile agenților economici sunt din ce în ce mai mari, presiuni care vin pe PNL, dar presiuni sunt și în PSD, având în vedere că primarii, organizațiile locale sunt importante și acestea cer din ce în ce mai disperate să se ia o decizie în sensul acesta, pentru că nu vor mai putea ulterior să promită și să livreze, nu, oamenilor ceea ce au promis. De aici lupte din ce în ce mai importante în coaliția aflată la guvernare. Liberalii nu știu ce să facă în acest moment și stau și fac calcule toată ziua. Ce se va întâmpla? Vom vedea în perioada următoare, pentru că vedem astăzi și Zuzanie este în ceea ce privește pensiile, acolo unde vor să reducă impozite, vor să reducă taxe, să câștige cât de cât în fața pensionarilor. Mulțumesc mult, Cristina. Domnul Ionaș, că dumneavoastră sunteți cu cifrele și cu percepțiile și cu, mă rog, trendurile, ca să vorbim așa intelectual. N-am mai văzut unanimitate PSD-istă de asta de pe vremea lui Adrian Năstase. Deci am citit stupefiat, repet, și plăcut surprins de comuniunea de idei de la vârful Partidului Social Democrat, un domnul Tudose și doamna Firea, altfel ireconciliabil, au aceeași părere și postează în același timp pe tema reglementării tarifelor în domeniul gazelor naturale, al energiei electrice și așa mai departe. Bun, am înțeles. Dăm vina pe PNL, îi mai înjură și Georgica pe partea altă cu hoțul de Virgil și ce mai știe el să facă și, mă rog, o să avem identificat un vinovat. Dar asta șterge cu ceva faptul că PSD-știi care vor să pună ordine în sfârșit în piața de energie participă la guvernarea asta în care pare că n-au niciun cuvânt de spus de o bună bucată de vreme? Nu e ce tacu, e clar că ei aveau nevoie de opoziție, pentru că în toamnă și în iarnă vor fi foarte multe cazuri de oameni din societatea noastră care nu își vor putea plăti. Decât opoziție? Ba da, poate ăsta e primul pas și urmează acțiunea. Eu mă îndoiesc că PNL-ul va accepta cu mare ușurință reglementarea, pentru că în momentul în care o vor accepta, va fi o recunoaștere a erorii grave
a PNL-ului și a Ministrului Energiei. N-aș vrea să zic corupție și ticăloșie, că nu. Eu nu am dovezi, eu spun că a fost un eșec total modul în care a fost liberalizată piața. Vă aduc aminte că înainte de a se face liberalizarea, atât Ministrul Energiei, cât multe alte voci din guvernul la acel moment spuneau că nu vor va duce la creștere prețurilor, chiar în folosul cetățenilor. Și iată rezultatul. Da, dar între timp nu a apărut vinovatul de serviciu Putin. După aia ne-a lămurit domnul președinte Iohannis că Putin e vină de dinainte de a începe invazia. Nu are legătură, nu știu ce legătură are Putin cu faptul că în România crește prețul la energie electrică produsă peste 90% de statul român. Ce treabă are Putin cu această creștere? Păi Putin că înțeleg, o parte a energiei se produce cu gaz, dar o parte se produce cu apă. Vă rog frumos. O parte cu, adică ce treabă are Putin de cu ce nume? L-au descoperit vă acum. Vă rog frumos, domnul președinte Iohannis ne-a lămurit că pentru o bună perioadă de vreme de aici încolo și o lecuță înainte, e de vină Putin pentru orice ar fi. Și de faptul că l-a dat afară pe Toni Petrea de la FCSB, Becali, e foarte și bine, de tot. A făcut un lucru bun. Pe asta zic, eu da. Susțin. Deci Putin este vinovatul la îndemână. De asemenea, PSD-știi, eu înțeleg mișcarea asta, dăm vina pe partenerul de guvernare. Care logică. Dar vă anunț că facturile alea mari tot o să vină în iarnă. Adică, în afară de faptul că va fi Virgil Popescu principalul vinovat în locul lui Putin, lumea tot nu se va încălzi. Păi, poate având majoritatea PSD-ul cu UDMR-ul în această coaliție... Ai gonește pe liberal din coaliție? În toamnă România va da faliment. Îmi pare foarte rău. Ziceți? Sigur. El nu are acești 40 de miliarde să-i dea cui? Unora care nu au nici un merit, nimic. Adică eu să plătesc pe cine? Pe toți distribuitorii de energie să le dau niște bani, 40 de miliarde de la oameni, fără să-i fi protejat cu ceva pe oameni. E absurd. Deci trebuie să deconteze cineva chestia. A început imediat, stați un pic, domnul. Mă uitam că și în Marea Britanie a început o campanie extrem de agresivă privind naționalizarea companiei care distribuie. Adică ei se întreabă, mă, de ce le dăm noi francezilor? Domnul, că e compania franțuzească. Care... Dar de ce francezii... le dăm noi și n-avem? Păi lăsați un pic, că la noi nu e nevoie să le naționalizezi, că noi le avem. Nu, da, francezii au naționalizat deja. 10%, că 90% era deja la stat. Era lor deja, da. Era deja la stat. Păi nu, dar la noi unde suntem majoritari de stat? Păi stați puțin, că problema nu e numai producătorul. Producătorul, ok, e de stat. Da. Transportatorul principal e de stat. Da. Și pe urmă intervin transportatorii amici, de le-am dat noi, că a trebuit că... Să intrăm în UE, ca să zic așa. Le-am dat și au... De stai să vină să te lege două luni, un an, că vor ei, că atât s-a putut. Private. Acolo vine creșterea mare la preț. Și statul nu știe cum să rezolve problema asta. Păi stați un pic, domnul Savu, știe statul cum să rezolve problema asta sau nu știe? Dom'le, hai să o lămurim, că nu e nicio disperare în PSD, că PSD-ul asta susține de la începutul anului și păi de primăvară. Păi susține, dar pe sec, domnul Savu. Susțineți platonic, ca să zic așa. În energie, vine cu ideea asta pentru că în momentul de față, pe legislația actuală, cu toții plătim de la bugetul de stat compensarea aia care se acordă companiilor de energie și ăștia o duc din ce în ce mai bine. Păi da. Cum spuneai și tu, pe producție din energia se produce în România și companiile o duc din ce în ce mai bine, lăsând prețurile mari cu compensare de la stat pe care o plătim cu toții de la buget. Și atunci PSD-ul tot imediat, Norica. Dom'le, hai să facem plafonarea asta. Ministrul Energiei nu dă niciun răspuns. Dar nu e o competiție în momentul de față. PSD-ul stă bine în sondaje, e pe primul loc acolo, deci nu e disperare. Când va veni factura la gaze prezina, 20 de milioane la iarnă, să văd eu cât de bine mai stați în sondaje. Bine, și ce făceam? Ce făceam dacă era USR-ul la guvernare, Victor? Că până acum s-au luat niște măsuri bune. Uite că avem și rezerve de gaze, nu suntem disperați. Dar ne avem rezerve de gaze, dar scumpe, tată! Geaba am rezerve, că avem rezerve de toate. Poți să ai rezerve, dacă costă cât nu-ți poți permite și vine ăla și stai... Și să nu te facă propunere acum vara, nu e bine că Tudose Firea, cei ba de da. PSD insistă... Păi pe mine mă miră comuniunea de idei, Tudose Firea, continui să... Toate lucrurile astea. Dar nu e o disperare, eu sunt niște propuneri pentru a găsi o soluție. Să nu mai păi de-aia treia oară când veniți cu propunerile astea. De așa ați zis că de la Dane, hai să ne înțelegem omenește.
de un an de zile, un an și ceva de zile, aproape săptămânal, în emisiunea în care suntem toți acum, intra Cucu Dâncean, Tudose. Ori venea în studio, ori pe telefon, ori pe nu știu ce. Și ne spunea același lucru. Trebuie redeschise capacitățile, trebuie reglementat, trebuie nu știu ce. Un an și ceva PSD-ul l-a tratat pe Tudose ca pe maimuțoiul ăla care vorbește singur, dar pe care nu-l suportă și nu-l susține partidul. Dintr-o dată, Tudose a devenit Luceafăr. E bine să-ți revii. Păi... E bine să-ți revii, nu e bine. Foarte nu, bine. Se pare că și-a revenit partidul, că Tudose a rămas consecvent. El tot pe linia aia merge de un an jumătate. E foarte bine. Suntem într-o situație în care, uite, la sănătate, ai un ministru care știe ce spune, poate de ce a fost până acum. Deci de venire de formă, de să zic așa. Până la urmă. Hai să vedem și lucrurile bune, că hai nu să suntem vedem. Mai într-o disperare. Până la lucrurile bune ne mutăm un pic pe plan internațional și revenim imediat la noi în țară. Aici Breaking News. Marea bătălie pentru controlul omenirii se dă acum, nu o să vă vină să credeți, pe chipuri. Chipurile telefoanelor, chipurile mașinilor și, nu în ultimul rând, chipurile rachetelor care pot fi ghidate de la distanță. Despre ce este vorba mai pe larg, ne spune colegul meu Costi Soare. Bună seara, Costi! Ea se duce, așa cum spuneai, pe aceste chestiuni care ajută foarte mult în acest moment toată industria auto, dar industria civilă, dar mai ales cea militară. Se discută despre tensiuni dintre Taiwan și China. Miza nu este una teritorială, ci clar industria de chipuri, producția de 90% ce are loc în Taiwan. China ar dori să dețină controlul asupra producătorului de chipuri din Taiwan, la fel și Statele Unite. Ambele țări au aceste capacități să producă, dar nu la calitatea care se produce în acest moment în Taiwan. Și vorbeam zilele trecute, Victor, despre acele amenințări și exerciții în Taipei pentru un posibil atac aerian dinspre China către Taiwan. Iată, de fapt, unde merge bătălia și cum s-a ajuns la o criză și în industria auto, dar mai ales în industria militară. Mulțumesc mult, Costi. Generalul Eugen Bădălan, fost șef al statului major general al Armatei Române, este în direct alături de noi. Bună seara, domnul general! Bună seara! Domnul general, dincolo de, hai să spunem, fricțiunile ideologice, de cele teritoriale și de cele geopolitice, asta e adevărata miză a presupusului desant chinezesc în Taiwan? Că, în definitiv, cam 90% din chipurile planetei cam acolo să produc. Este și aceasta o miză, dar nu este singura. Pentru că China... nu va renunța niciodată la Taiwan, considerându-l teritoriul al Chinei. Dar, păi da, domnul general, dar era așa cu 10 ani când nu intrau peste ei. Da, nu chestiunea teritorială este acum cea care presează, pentru că din punct de vedere teritorial, China, care știm că întotdeauna măsoară timpul altfel decât îl măsurăm noi europenii, are răbdare din punctul ăsta de vedere. Dar miza chipurilor este în acest moment miza principală. Eu am afirmat de mai multe ori, nu cred că în viitorul imediat China va invada Taiwanul. Nu cred acest lucru. De ce? Pentru că economia chineză este mult prea mult legată de America de Nord, de Europa, ori în actuala conjunctură o invazie în Taiwan ar deteriora grav relațiile economice cu America de Nord și cu Europa. Poate cu Europa mai puțin, dar cu America de Nord foarte grav. Lucru pe care în acest moment nu și-l permit nici chinezii, nici americanii. Cred că vor găsi o soluție negociată pentru a avea acces și China și America la chipurile care se fabrică în Taiwan.
Domnul general, da, militar vorbind, Taiwanul e în stare să facă față unei eventuale invazii chineze? Greu de spus, pentru că dacă se, acum, dacă se produce o invazie chineză în Taiwan, Taiwanul se va bucura de sprijinul Statelor Unite. Asta ar însemna un nou război în Pacific și cred că asta ar însemna chiar al treilea război mondial. Domnul general, americanii, dincolo de sprijinul pe care înțeleg că l-ar oferi necondiționat Taiwanului, au o altă mare problemă, pe lângă multele pe care și le-au inventat singuri, dacă mă întrebați pe mine. Administrația Biden tocmai a anunțat astăzi că va vinde încă 20 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale Statelor Unite. Administrația anunțase la sfârșitul lunii martie că va elibera o cantitate record de 1 milion de barili de petrol pe zi timp de 6 luni din rezervele strategice. Uite că umblă iar. O țară care a ajuns să-și vândă din casă, din rezervele strategice, repet, mai are timp să se ocupe și de alții după în jur? După cum am observat în ultima vreme, președintele Biden a încercat destule negocieri cu producătorii de petrol. Care pare că n-au fost de succes. Negocieri care au fost, care au eșuat. În aceste condiții, soluția este să scoată din rezervele strategice. Dar eu nu cred că Statele Unite vor intra într-o criză a petrolului. Au intrat într-o criză a prețurilor la pompă, domnule general, că sunt în fiecare zi reportaje ca la Balamuc și Voxuri cu oameni intervievați de reporterii de televiziune la pompe care urlă cât s-a făcut galonul, că a depășit toate recordurile de când s-au născut ei. Iar americanii chiar au mașini care consumă. Nu vreau să dau o altă notă discuției noastre, dar se internaționalizează prețurile. De câte ori ni se spunea nouă că se internaționalizează, ei nu participau la internaționalizare. Da. Uite că acum se internaționalizează prețul. Păi da, da. Și bun, ei sunt o economie mare și puternică. Evident că mai devreme sau mai târziu, fie și din colonii, cum ne zice domnul Șerbănescu, să vor redresa. Dar prețul mi-e teamă că, exact cum spuneți noastră, nu se va mai duce în jos, că nici ai lor nu sunt proști. Prețul nu se va mai duce în jos. Tensiunile sociale vor crește și în America, așa cum vedem că cresc în fiecare zi în Europa, vor crește tensiunile sociale și în momentul în care ai haos social, te poți aștepta la orice. Cred că fiecare stat este dator să ia măsuri pentru a nu se produce haosul social. N-ar fi fost mai bine să gândească la treaba asta înainte să se apuce de bătaie cu Putin? Întreb și o retoric. Dar între timp, să știți, apropo de ce spuneați dumneavoastră, apar, doamnelor și domnilor, credeți-mă, mă închin, mă crucez de aseară, imagini șocante cu președintele Zelenski, în timp ce Odessa este atacată, spre exemplu Nicolaevul, la fel, rușii își consolidează victoriile în Ucraina, cele pe care reușesc să le obțină, și mulți dintre ei își pierd viețile la oaltă cu soldații ucraineni. Ei bine, ce au făcut președintele și soția sa, mă refer la familia Zelenski, un pictorial foto pentru o celebră revistă Glamour, domnilor și domnilor, se cheamă Vogue revista, a fost adusă faimoasa fotografă, dacă pot să-i spun așa, Eni Leibovitz, dacă nu mă înșel, și a rezultat materialul pe care îl vedeți, repet, în timp ce lumea crapă pe capete în Ucraina. Valigoia,
6 case de modă autohtone ucrainene promovate cu generozitate de doamna președinte, cel mai celebru fotograf de coperte de reviste din lume, o desfășurare de forță, repet, într-o țară unde să moare pe capete. Victor, eu am spus-o, repet, și cu riscul că o să plictisesc cei care au mai auzit, predicul de pomenire Bartolomeu Anania spunea că trăim în momentul acesta pe lângă toate crizele ale războiului, crize sanitare, financiare și așa mai departe, trăim o criză de moralitate la nivel global. Dar drept dovadă, uite ce se întâmplă acolo. Eu nu mai vreau să scot de la naftalină faptul că acest președinte s-a pozat cu Maica Domnului pe un tricou și Maica Domnului ținea un aruncător de grenade în mână. Pe lângă toate lucrurile astea, într-o bună zi, promit că o să vin la tine în studio, eu am fost, de când a început războiul, de 11 ori în Ucraina. Și o să vin să-ți spun și Breaking News-uri și o grămadă de lucruri care la momentul acesta prefer să le țin pentru mine. A doua chestie ce vreau să stai spun... Stai un pic, Vali, iartă-mă că te întrerup. Dom'le, dacă vedeam o ședință foto cu doamna Zelenski prăbușită între cadavrele și trupurile sfârtecate ale soldaților ucraineni și luptând ca Regina Maria pentru salvarea vieților, înțelegeam, dom'le, trebuie să arate eroismul nației în frunte cu ilustra conducătoare. Dar ilustra conducătoare e preocupată că nu poate să-și facă cumpărăturile în fiecare zi. Asta ne spune în interviul de substanță din Vogue. Asta e o criză de moralitate, de imoralitate, excesul de imoralitate la nivelul acesta. Dar, Victor, vreau să spun o chestie extraordinară legată și se potrivește cu subiectul acesta, că este în același context. Adineauri, dacă ții de acum un an de zile, la tine în emisiune, îți spuneam de povestea cipurilor. Și tu mi-ai spus atunci, replica ta, eu am o memorie extraordinară, și mi-ai zis, Vali, vezi că ești amprăpăsios. Ei, acum vreau să spun un singur lucru. În momentul acesta, prin chestia ce se întâmplă în Taiwan, am cipăm mașinile, cipăm absolut toate gadgeturile și în momentul ăsta există un Big Brother global. Atenție! Se dorește această criză alimentară pentru că pe om cel mai ușor poți să-l lămurești în momentul în care raționalizezi mâncarea și îi spui, vezi că avem nevoie să vii la alimentarea după pâine, după aia, pentru că nu se mai găsesc, pentru dacă ești cipat. Rămân la ceea ce ai spus tu, Vali, ești prăpăsios și mai vorbim peste un an. După ce o să dea foc la toate grânele, la toate proviziile, o să facă criza aceasta la nivel global și dacă îți va trebui să duci să-ți dea pâine, să-ți dea ulei, să-ți dea zahăr, o să-ți spună cantina. În China sunt deja milioane de persoane cipate. Dar vor colabora Biden cu Xi Jinping și cu Putin în povestea asta? Păi nu știu, face ce vor colabora sau să vor lupta pentru supremație, nu? Poate să concurează în lupta pentru supremația asta. Fiecare cu ordinea lui Monica. Ca să cipezi pe alții, eu cred că concurența nu prea e un cuvânt potrivit. Nu. Ori îi cipezi cu forța, ori nu-i... Norica, dincolo de cipare, ai văzut spectaculosul interviu acordat de familia, era să zic imperială, Zelenski, în revista de Țoale Vogue? Da, am văzut. Normal, pentru că Zelenski a devenit un fel de lider al planetei. Atât de mult a fost susținut de propaganda occidentală, inclusiv în România, de o manieră absolut jenantă. Acesta este Zelenski, care nu vrea o soluție pentru pace, că nu vor stăpâni pace în zona Ucrainei și nu-l interesează deloc ce se întâmplă cu poporul său. Da, mă, da, așa mobilizezi masele într-un moment de criză? Dar nu-l interesează, Victor, și am o întrebare pentru domnul Ciucă. A întrebat vreodată pe Zelenski câți etnici români au murit pe fronturile din Rusia, din Ucraina, cred că a fost în bătălia cu Rusia? Cred că ar merita să punem această întrebare, dacă tot atât de multe facilități îi dăm acestei Ucraine. S-a întrebat cineva vreodată de ce cere 7 miliarde pe lună din Occident și armament? Ce se întâmplă cu acest armament?
ce se întâmplă cu miliardele, pentru că despre victorii nu putem vorbi. Am vorbit despre tot felul de manipulări ieftine pe care presa le-a dejucat în timp, dar în realitate acest Zelenski este una din marionetele globale care face niște jocuri. Și vorbește... Scuze că te întrerup, dar avem niște imagini stupefiante și un scandal uriaș în Consiliul Județean Timiș. Președintele administrației locale, liberalul Alin Nica, vrea să pună pe picioare o afacere de multe milioane de euro. Intermediarul business-ului ar fi un cunoscut interlop. Cei doi au fost fotografiați împreună într-un restaurant, dar Alin Nica susține că nu-l cunoaște pe Cristian Birlic, cu toate că au stat la masă împreună. Hai să vedem imaginea de succes. Partea mea special pentru fratele meu, pentru Birlic, cu mesajul la mulți ani și melodia care îi place lui se potrivește cel mai mult. Hai scuzați-mă că deranjez, eu n-am venit aici să mă... He, domnul și domnul, dacă Birlic ne face aeroport la Timișoara, să fie aeroport liberal la Timișoara. Mă știți că sunt om de cuvânt și mă țin de cuvânt, v-am promis, domnilor și domnilor, ce se întâmplă. Vecina lui Donald Trump, domnilor și domnilor, o româncă, doamna Simona Pelin este alături de noi. Sărbătoarea, doamnă, mulțumesc că ați venit împreună cu noi. Vă invit să luați un loc imediat, doamnelor și domnilor, vom vorbi cu românca de succes a Americii. Luați un loc, doamnă, despre tot ce se poate vorbi la această oră despre America. Repet, veți afla adevărul despre ceea ce se întâmplă cu adevărat acum în Statele Unite ale Americii, domnilor și domnilor. Veți vedea cum se trăiește, cum suportă americanii criza declanșată, uriașa criză economică declanșată, domnilor și domnilor, odată cu startul și susținerea războiului în Ucraina. Veți vedea cum a trecut și dacă a trecut America peste uriașa criză de sănătate COVID și, nu în ultimul rând, domnilor și domnilor, veți vedea, pentru că așa suntem noi românii, în această a doua parte și imagini de la memorabila petrecere pe care romanticul Rareș Bogdan i-a dăruit-o soției sale. Rămân.